Salutare și bine ai revenit pe Agrodiamant, dealerul tău de utilaje agricole. Astăzi facem prezentarea unui tractor care a fost recent adus în parcul nostru, anume Valtra 8150, fabricat în 2003. Pentru început, dăm o tură în jurul lui. Tractorul este echipat cu un motor în 6 cilindri cu o capacitate de 6,6 litri, ce dezvoltă 125 de cai putere și un cuplu de 540 Nm, care antrenează tracțiunea 4x4 printr-o cutie de viteze high-tech cu 36 de viteze, asupra căreia voi reveni mai târziu. Am ajuns în spate. Putem observa cele 3 perechi de cuple hidraulice, șurubul central, priza de putere și tiranții. Pe parcursul căutărilor mele am găsit informația că tractorul este capabil să ridice în tirați până la 7 tone. Ce părere aveți? Dimensiunile sunt: lungime 484 de centimetri, lățime 217 centimetri, înălțime 280 de centimetri. Tractorul cântărește 5089 de kg, iar rezervorul de carburant are 160 de litri. Gata cu prezentarea estetică. Hai să-i dăm o cheie, să-i vedem echipările! Cauți un utilaj la un preț corect sau piese pentru a-l repara pe cel vechi? Caută pe Agrodiamant, www.agrodiamant.ro, parcul tău agricol în online. Înainte să trecem la lucrurile cu adevărat serioase, vă prezint scurt scaunul, care este pneumatic, reglabil, cu suport lombar și capabil să fie rotit 180 de grade. Pornesc tractorul și încep să vă povestesc despre cutie. Cum am spus, cutia are 36 de viteze, organizate astfel. Cu această manetă putem selecta 3 intervale. Mers rapid, mediu sau lent. Cu a doua manetă avem acces la alte 4 viteze pentru fiecare interval. În plus, pe manete regăsim 2 butoane, cu ajutorul cărora avem acces la alte 3 trepte. Butonul pe care îl găsim la nivelul degetului arătător pe schimbător ține loc de ambreiaj. Se poate observa cum decuplăm cutia când apăsăm pe el. Tot în legătură cu transmisia găsim 4 butoane în partea dreaptă, anume butonul pentru cuplarea-decuplarea punții față, diferențialul un buton cu două funcții, anume auto 1 și auto 2 pentru cutie și ultimul buton N auto. În timp ce mă documentam despre tractor pentru a putea face acest filmuleț, am găsit pe YouTube niște videoclipuri când tractorul e pus la treabă și am zis să vi le arăt și vouă. De exemplu, uitați, un Valtra 8150 care lucrează cu un Cuvenerland cu 5 secții.
Sau poate vreți să scarificați. Uitați aici un Valtra care trage după el un cultivator de adâncime cu 7 secții. Dacă vrei, poți să-i legi o remorcă să le iei cu tine și pe munte prin pădure. Uite, un alt Valtra 8150 care cară după el un copac cât o casă. Dar gata cu alte tractoare și hai să discutăm despre tractorul nostru și vă voi prezenta hidraulica. Prima manetă are doar funcție de tur-retur, iar celelalte două mai au și funcție de flotant. Priza de putere o activăm apăsând acest buton și selectarea vitezei acestea o facem cu ajutorul manetei. Avem 540 de rotații sau 1000 de rotații pe minut. Uite, ne ajungi să vorbim despre tiranți. Vedem acum potențiometrul cu ajutorul căruia reglăm manual înălțimea tiranților. În spatele lui găsim un buton care blochează tiranții. În partea dreaptă regăsim un buton cu comandă rapidă coborâre tirant. Pe consolă, în partea dreaptă, regăsim o altă tastă cu comandă rapidă coborâre sau ridicare tirant. Iar în același timp, tot pe consolă, în partea dreaptă, se găsesc potențiometrele cu reglajele fine. Potențiometru pentru reglarea vitezei de operare a tiranților, limitator pentru înălțimea tiranților, reglaj de sensibilitate a tiranților în cazul în care ridicăm ceva cu ei sau tractăm ceva cu ei și un ultim comutator, a cărei funcție nu am reușit să o deslușesc, așadar dacă o cunoașteți voi, vă invit în secțiunea de comentarii să îmi spuneți și mie. Acum, înainte de încheiere, mai doresc să vă spun că tractorul are 13.600 ore de lucru. Prezentarea s-a încheiat și dacă doriți să vedeți acest tractor, îl găsiți fizic în parcul nostru din Hanu Conachi, județul Galați. Pentru oricare întrebare sau nelămurire, oricând ne puteți găsi la numerele de telefon ce se afișează pe ecran. Totuși, noi vindem și alte utilaje, iar dacă sunteți curioși ce alte produse se găsesc în oferta noastră, le puteți vedea pe www.agrodiamant.ro sau pe Autovit OLX, vă las link în descriere. Mă repet, pentru orice curiozitate sau comandă sau detaliu despre oricare produs, ne puteți găsi la numerele de telefon ce se afișează pe ecran. Dacă îți place ceea ce facem, nu uita să ne lași un like, un share și un subscribe. Noi am fost Agrodiamant, iar până data viitoare, spor la treabă!